Au trecut aproape 2 săptămâni de când Silviu Prigoană s-a stins din viață, iar Adriana Bahmuțianu nu a reușit nici până în prezent să locuiască alături de copiii ei. Vedeta a făcut tot ce s-a putut din punct de vedere legal pentru a-și putea vedea băieții pe care îi are cu regretatul afacerist. Cu puțin timp în urmă, Adriana Bahmuțianu a făcut publică discuția pe care ea și avocata ei au avut-o cu reprezentanții Gasepec Sector 3, pe care îi acuză de incompetență și împotriva cărora, potrivit spuselor vedetei, a fost deschisă cercetarea penală pentru abuz în serviciu. Adriana Bahmuțianu spune că, la câteva ore după ce Silviu Prigoană a decedat, în urma solicitărilor ei, reprezentanții Gasepec au intrat în domiciliul regretatului afacerist, acolo unde erau cei doi frați adulți și cei doi frați minori. Vedeta povestește că reprezentanții Gasepec i-au transmis că au discutat cu minorii, care au menționat că au purtat discuții cu mama lor pe parcursul zilei. Ulterior, întrebat ce anume a făcut protecția copilului în acea seară la domiciliul lui Silviu Prigoană, reprezentantul Gasepec a spus că s-au asigurat că băieții minori ai vedetei nu se află în pericol, nefiindu-le pusă viața în pericol. Au punctat însă că în acea seară, la domiciliu, nu fusese prezent și un psiholog. Ulterior, reprezentantul Gasepec i-ar fi spus Adrianei Bahmuțianu că băieții au fost întrebați dacă doresc să meargă la mama lor și au spus că nu. Unul dintre băieți, Eduard, nu ar fi dorit să răspundă întrebării, vizibil fiind faptul că era afectat de situația în care se afla. Adriana Bahmuțianu este încă ținută departe de băieții ei. Vedeta a făcut toate demersurile, însă deocamdată nu s-a schimbat nimic. Zilele trecute, Adriana Bahmuțianu a scris pe rețelele de socializare o rugăciune sfâșietoare. Doamne, îmi las viața în mâinile tale, întărește-mă, ajută-mi copiii în aceste momente grele, facă-se voia ta. Amin. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.